anturaj, clasa 8-a, final, banchet. În primul rând s-au transformat în niște nunți opulente, copiii vin cu niște limuzine, cu niște rochii, crăpate, cu niște cocuri, cu niște fetele. Arată de parcă ar avea 20, jur. Adică te trezești că intri în păcat fără să știi despre ce vorba. Treaba e că la banchetul respectiv, unde erau profesori, părinți, într-un restaurant de pică... Profesorii, atenție, erau invitați, nu erau acolo în calitate de profesori care nu să supravegheze, să aibă grijă ca lucrurile să maneluță, se desfășoare. Maneluță, rochile, rochii, treaba e că s-a introdus alcool în... clădire. Clădire. Noi la 8 ani nici n-am avut suc măcar. Noi n-aveam nici pantofi. Nu se practica. Știu că am scris la revedere clasa 8-a sau ceva de aia, era ceva de pe tablă direct, da. Pe tablă, absolut. Cum se numeau caietele alea pe care scrie? Oracol. Aveam oracol. Nu, acum ăștia au avut ce au la trebuie. Ok, bine, hai să nu fim noi extrem de, nu știu, înapoiate așa. Să înțelegem un pic, să tânăra generație, să ne adaptăm un pic, dar totuși... Două fete au intrat în spital. Hai să vedem exact ce s-a întâmplat acolo. Adică, stați un pic... Știați că a dus alcoolul la banchet, a băut, le-a dat colegilor să bea? V-a spus ceva, știați? L-ați ajutat dumneavoastră să-l cumpere? Un val de reacție a stârnit banchetul de clasa 8 a încheiat brusc după ce două fete au ajuns la spital în urma consumului de alcool. Colegul, care ar fi adus băutura ascunsă într-o sticlă de apă, a fost audiat la poliția Otopeni în prezența părinților. Organizarea acestor evenimente este pusă sub semnul întrebării. Li se dă o prea mare amploare. Totuși ar trebui un pic mai bine gestionate și de părinți și de cadrele școlare, iar organizarea lor se facă un pic mai, cu o mai mare reținere. Ținând cont că s-a ajuns totuși să se folosească și limuzine și toate cele pentru astfel de eveniment. La petrecere au participat 250 de elevi, dar și peste 40 de părinți și cadre didactice. Astfel de baluri de absolvire sunt organizate de părinți, iar profesorii sunt invitați. Nu ar trebui interzise aceste petreceri, întrucât vorbim despre ceva foarte frumos de care copiii își vor aminti peste ani și ani. Și nu ar trebui să punem eticheta datorită acestor mici neconformități. Este adevărat că ar trebui să se formeze un control mai rigid asupra anumitor copii. Cei 7 ani de acasă și implicarea părinților ar trebui să prevină situațiile nedorite, spune acest tată care consideră controlul binevenit. Gestionarea și de acasă, discuțiile părinților vis-a-vis de aceste subiecte cu copiilor, cât și discuțiile cadrelor didactice, implicarea tuturor și în același timp o mai bună supervizare și de ce nu inclusiv cu implicarea organelor abilitate pentru a putea ține sub control această pornire deloc benefică generațiilor și nu numai tineretului. Părinții, în primul rând, au obligația să-i educe de mici, nu în clasa 8-a sau a 9-a, profesorii să-i urmărească. Ei orice este tentant acum în ziua de astăzi. Sunt copii și trebuie să se distreze, dar trebuie să știe cum. Va trebui să stăm bine, să gândim situația și să nu să transformăm într-o luptă împotriva acestor banchete și acestor întâlniri de final de ciclu școlar. Cei părinți care se ocupă vor trebui să fie foarte, foarte responsabili. Nu doar adulții, ci și elevii trebuie responsabilizați, atrag atenția experții în educație. Interzicția niciodată nu rezolvă problema. Faptul că noi am interzis o astfel de manifestare nu înseamnă că acei elevi nu vor consuma alcool în altă parte. Noi, ca și țara, trebuie să ne învățăm tinerii ce înseamnă excesul și unde poate să ducă, care sunt consecințele unui astfel de exces. În această perioadă, peste 176.000 de elevi care termină clasa 8-a se pregătesc de banchet. E adevărat, nici noi nu ne opunem unor asemenea întâlniri. Ele sunt memorabile, te marchează pe viață, o să ții minte toată viața ta ce manele ai ascultat la banchet și cum dansa profa de chimie dând din, tabelul Mendeleev. Din întreg tabelul până la actinide, dar asta cu limuzinele și cu hainele și cu consumul de alcool la vârsta atât de mică. Iartă-mă, faptul că s-am consumat doar alcool mă bucură. Știu, e șocant să spun asta, dar mă bucur având în vedere despre ce lucruri am vorbit aici la emisiune. Și care de se la 8 întâmplă ani începem să ne îngrijorăm peste tot. Ideea e așa, ce riscă băiatul respectiv? Pentru că din câte am înțeles, pedeapsa ar fi exmatricularea. Dintre după 8-a? Terminarea clasei a 8-a. Tocmai a terminat. De unde? Adică iertați-mă.
Nu, eu sper să o ia ca un accident de parcurs, să nu facă greșele, că copilăria, adolescența vine cu nevoia de a fi adult mai repede decât prevede buletinul. Observăm, dar de aici, da, până la exmatriculare, cale lungă, adică nu, să nu exagerăm. Dar totuși, având în vedere că vorbim despre sute de copii care sunt în aceleași școli, care cu siguranță acum, de exemplu, urmăresc cazul, pentru că au văzut ce s-a întâmplat, a scris presa și așa, n-ar fi bine să dăm un exemplu despre ceea ce se poate întâmpla? Păi adică, nu, hai să stăm un pic potoliți, nu aduceți alcool, nu aduceți substanțe, veniți, distrați-vă, relaxați-vă cu colegii și dați-vă atâta. Voie să nu fiu de acord. Nu? Pentru că exmatricularea unui copil distruge destinul pe termen lung. Pentru o prostie făcută din teribilism de a se da și el cocoșel la două domnișoare. Că domnișoarele nu știu să bea, că n-au mâncat înainte de a bea. E cale lungă, că trebuia să răspundă organizatorul, că deci nu cred că exmatricularea copilului este exemplu național pentru a nu se mai consuma alcool la vârste fragede. Nu cred că asta. Atunci ce e de făcut? Păi exact ce spunea și domnul profesor mai devreme, educația copiilor. Acasă, bănuiesc că cei care au copii nu și ascund sticlele de băutură cu seiful. Și știu că acolo e băutură pentru adulți. Că vor să bea, cumva vine în firescul lucrului de maturizare, că știți, apare celebrul conflict între generații. Și conflictul între generații, fie ar să fie produs exact de adulți. Că avem pretenția, îi luăm de urechi pe cei mici, să fie la nivelul nostru de înțelegere și de înțelepciune. Nu încercăm și invers, oarecum. Ce? Exact. Da. Și atunci noi trebuie să vedem, dar de ce oare au dorit? Ca să poate timide, poate curiozitatea, poate anturajul. Adică eu n-aș merge în niciun caz cu exmatricularea. Bine, dar atunci, din punct de vedere legal, domnule avocat, ce se poate face? Nici eu, vă aduceți aminte că a fost o perioadă în care nici nu puteai să exmatriculezi, adică de plan o scoasă treaba asta. Mă mir că a fost reintrodusă, printre altele, noua lege a educației. Avem nouă lege și a educației. Organizatorul este vinovat acolo. Exact. În momentul în care tu știi... Păi, n-avea de unde să știe din moment ce... Poate nu avea de băutură... unde să știe că e o petrecere de clasa 8-a. Eu zic că știe. Păi în clasa 8-a? Ce pot fac? Nu. Atenție. Deci în momentul în care... Acum sunt două variante. Uh-huh. Dacă eu îți pun ție la dispoziție un spațiu și vii cu 100 de copii de clasa 8-a și ei își aduc în buzunare băutură alcoolică și o consumă acolo, iarăși nu mai este responsabilitatea ta. Adică, mă rog, că nu mai ești organizator. Tu ești un simplu proprietar de imobil pe care l-ai închiriat și și-au făcut treaba pe acolo. Deja intervine o răspundere părintească. Pentru că și copilul ăla, când îți pleacă de acasă, autoritatea părintească se duce după el precum un lanț. E, dacă tu ai rupt lanțul respectiv și l-ai lăsat să facă ce dorește, este responsabilitatea ta. Pe partea cealaltă, în momentul în care lași minori să organizeze o petrecere, este ilegal. Deci tu aveai acolo în organizare... Părinții au organizat petrecerea pentru ei. Am zis să le luăm pe toate părțile. Bine. Dacă ajungem la părinți care erau prezenți acolo și care aveau această obligație, părinții sunt cei lor care trebuie să răspundă. Și răspunderea nu ne închipuim că îi bagă cineva la pușcărie sau nu o să le dea cineva amendă. În schimb, există această răspundere care derivă din autoritatea părintească, ai și drepturi, dar ai și obligații. Și atunci DGASPC-ul, sigur că, iarăși, nu o să ne trezim că 100 de copii sau câți au fost acolo, 240, o să fie... 240. Minunat. Or să fie decăzuți din drepturile părintești. Dar cineva vine și îți bate la ușă și o să vă dau un exemplu cât se poate de copilăresc. Un frate mai mic a aruncat cheile unui frate mai mare în fața blocului pentru că fratele mai mare era în fața blocului și nu putea să intre în casă, că, mă rog, în n-avea bloc, cheie. Pentru că nu avea cheie și nu funcționa interfonul. Asta mă, că ți-o trimit eu. Asta că ți-o trimit eu în parbrizul vecinului. I-a spart parbrizul vecinului care s-a ofuscat că i-a spart parbrizul și a făcut plângere la DGASPC. Și uite-te cum s-a întins treaba asta vreme de 2 ani de zile cu anchete sociale și nu știu ce, și inclusiv sancțiune pentru părintele respectiv și implicit pentru copil să meargă și să urmeze niște cursuri. Exact. Apropo de consiliere psihologică, tu știi cum să-ți crești copilul ăsta de a arunca cheile pe geam? Da, și eu vă vorbesc despre dosarul acesta care se petrecea în urmă cu 14 ani de la momentul acesta de la care discutăm, deci dăm 14 ani de zile înapoi. Deci dați-vă seama, de acum 14 ani de zile în prezent,
Cât de mult s-au schimbat mecanismele de coerciție, de prevenție și de înțelegerea unor lucruri de genul acesta, iar DGASPC-ul, care sigur el este nefuncțional în multe dintre părți și multe dintre sectoarele lui, dar și funcțional în multe dintre sectoarele lui, are obligația să vadă ce s-a petrecut acolo. Dacă vorbim despre un organizator care a luat, uite aici, paharul ăsta al meu cu apă și l-a dat copilului doar că era cu alcool, atunci este comercializarea de produse alcoolice. Nu, pare că acel copil a venit în buzunar cu sticla de undeva, sticla de apă care conținea de fapt altceva. Hai să nu fim de-a dreptul absurzi, că dacă s-au dus și s-au pitit prin toaletă și au băut nu știu ce șnaps, n-ai ce să-i faci, adică, pe bune, nu poți controla chiar totul. Da, da, și nici nu cred că au băut la vedere. Adică... Dacă au băut la vedere, asta spun, că dacă era o chestiune la vedere, uite cum avem noi masa asta aici, era plină de alcool și ei și-au dus și-au luat, acolo s-a terminat discuția. Nu, 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 mai mult ca sigur că a fost pe pititele cumva și, într-adevăr, cum spunea și domnul Duvac, fetele nu erau... Vreau să mă întreb și eu ce, voi n-ați fumat niciodată în baie? E, nu. Doamne, iartă-mă, vreau să vă deconspirați și să spuneți. Perfect. Am recunoscut. Și eu am fumat în baie. De ce? Eu când știam că vine pauza mare, vă jur că mi se părea ceva rău. Că nu-mi plăcea. Și știam că vine pauza mare. Aoleo, iar va trebui să... Aveam cu prietena mea cea mai bună, mănuș. Eu fumam cu stânga, aia cu dreapta. Păi vede. Și ne chinuiam deci așa. Deci ne mâinile după. Da. Că ne mai miroseau profesorii, că nici ăștia nu erau născuți ieri. Și am fumat în baie, că trebuia, altfel erai prost. Da, dar vezi, uite, erai fix pe principiul ăsta, cred că funcționează în continuare. Asta zic și dacă eu. Nu bei alături de mine, anturajul, păi știți? Eu asta spuneam, adică eu da, aș fi atât de draconic. Știți cum generația aceasta de copii, și spuneam și cu alte prilejuri, trăiește cea mai dură adolescență din istoria omenirii. Așa e, da. De la expuneri, la droguri, la alcool. Dar aia care a trecut prin război. Deci, venea bombardeaua, n-aveau ce mânca. Săracii s-au maturizat repede, mai repede, săracii din Ucraina. Adică nu. Or, eu asta vreau să vă spun. Sunt foarte multe tentații. Generația actuală de copii se zbate, se străduiește prin metoda încercare și eroare. Vă reamintesc că noi suntem dependenți de plăcere. Și atunci ia să vedem dacă ne-ar plăcea. O experimenta așa, o experimentat în felul lor, că dacă aveau experiență în câmpul muncii, cum se zice, nu s-ar fi îmbătat. Erau începătoare. Ori ăsta e un semn bun. A doua chestiune, s-ar putea să se lase de băutură multă vreme. A, că au intrat în comă, că au intrat... Dar eu n-aș dramatiza atât de mult, pentru că, știți, de la acesta s-a aflat. Dar mai sunt și alte evenimente unde se mai întâmplă. Mai amestecă cocktailuri. Am văzut și filme. A fost un film pentru adolescenți, când băieții dintr-un film americanesc au pus alcool și după aia a băut un câine și câinele dansa pe acolo. Păi nu dramatizăm, doar că nu tragem un semnal de alarmă cu privire la asta pentru ca să nu dramatizăm. Ne facem că plouă și cu privire la alte cazuri și ne trezim, ferească Dumnezeu. Nu. Problema e de educație. Și exact ce se spunea mai devreme, uite ce s-ar putea întâmpla dacă. Una din întrebări, știți, de la ce vârstă ar trebui să-ți duci copilul să învețe să bea? Aoleu, există așa ceva? Păi ar trebui să învățăm, că uite, se duc într-un anturaj. Și nu știu. Sau se duc fetele la ziceți, în club, și li se pune drogul violului și după aceea se trezesc pe nu știu unde. Am avut pacientă sărăcuță la 16 ani, a lăsat-o mama. Și s-a trezit în altă parte. Adică de asta spun că, mă scuzați, anturajul este vital, poate fi controlat, cât poate fi controlat, dar educația aceea, reguli clare, sănătoase, adică mama a făcut o prostie, sau mă, tată, ce părere ar fi bine să... Păi, ori în momentul în care noi rupem orice comunicare, n-ai voie, să nu mă faci de rușine, să nu, atunci se sfătuiesc între ei, hai să o facem.